Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitata mea din această seară este Claudia Colniceanu, îndrăgita noastră interpretă, care, iată, a ajuns la vârsta majoratului. Nu mai e copilul pe care îl știam noi, dar în fundul sufletului ei acolo cred că va rămâne copil până la adânci bătrâneți. Aș vrea să citesc câteva mesaje venite din partea telespectatorilor. La mulți ani, majoratul este unic și nu se uită niciodată, dar acest copil merită tot ce este mai bun, semnează familia Mihai. Vă mulțumesc! Felicitări pentru emisiune, felicitări pentru invitată, un copil deosebit, o voce minunată. Da, într-adevăr. Mesajele venite din partea telespectatorilor, ca de fiecare dată, sunt de felicitări pentru vocea ta, dar și pentru felul în care tu ai reușit să ajungi până aici, să crești, cu alte cuvinte. Promiteam telespectatorilor noștri, Claudia, că în a doua parte a emisiunii, adică acum, vom vorbi despre filmulețul pe care tu l-ai postat pe YouTube cu Andra. Despre ce e vorba, că o să-l și urmărim. Este vorba despre un moment foarte frumos din viața mea. Acum 2 ani, parcă, a fost un concurs pe internet și la care am participat și eu. Trebuia să te filmezi cântând o melodie și dacă ei te alegeau, ajungeai la București să te uiți la un film cu Andra. Și am trecut de acea preselecție și am ajuns. Ce melodie ai cântat? Dragostea e tot ce rămâne. Trebuia din repertoriul artistei. Și am ajuns acolo, m-am întâlnit cu Andrei, am spus cu admin și am zis să cântăm și ceva. Și am cântat. Cum a reacționat când te-a auzit cântând? A fost încântată, da. Ați cântat doar muzică ușoară sau și populară? Populară. O să vedeți populară, filmarea. Da? O să vedem filmarea, dar înainte de a vedea filmarea, avem un telespectator care dorește să intre în legătură telefonică cu noi. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Dar doresc de mult așa, pentru că micuța ta frumoasă stă lângă mine, la bloc. Așa. Și, a crescut sub ochii dumneavoastră acolo. Da. Care e mai important, că vine la chioșc, cumpără cartofi și merge acasă. Da, și e un lucru rău? E un lucru frumos. Da, lucru rău. Domnule, asemenea copil, și mai mult decât atât, ieși de la Mânzărești, de la mine, de acolo, de la munte. Eu sunt preotul Popescu, pentru care am o stimă pentru ea extraordinar. Vă mulțumim tare mult. Mulțumim asta. Pentru cuvintele frumoase copil. Și da, într-adevăr, e munteancă de-a noastră. Vai de mine și de mine. E un copil deosebit. Dar vă spun că va avea o carieră impresionantă. Suntem convinși de acest lucru. Suntem absolut convinși. Unde la mână, al doilea. Dar e un copil atât de simplu, merge pe stradă, mă uit după ea, nu mă uit după ea, mă uit la mine, la munte, da, așa. E ceva extraordinar. Da, așa este. Asemenea copii nu se poate. Să știți că și eu am spus Claudiei înainte să începem emisiunea că oricine și-ar dori un copil ca așa cum este ea. Doamne, eu am un copil care e manifestat în București, dar asta adică a trecut peste. Când vine de la școală, cumpără cartofi și merge acasă. Și merge acasă, exact. Da, vă mulțumim. Da. Vă mulțumim tare mult pentru cuvintele frumoase, pentru intervenția dumneavoastră și da, într-adevăr, Claudia va ajunge mare și sunt convinsă că în continuare, pentru că mai are de crescut, va crește la fel de frumos ca acum. Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Vezi? Și vecinii tăi intră și îți urează toate cele bune și vorbesc despre cât de normal, da? Hai să spunem normal te comporți tu atunci când mergi la școală, când te întorci de la școală și așa mai departe. Obișnuiești să faci cumpărături? Da, îmi place să fac cumpărături. Sunt responsabilă în casă pentru cumpărători și bun, e un lucru foarte bun. Te va ajuta foarte mult atunci când vei crește și îți vei întemeia familia ta. Da. Hai să urmărim filmulețul despre care vorbeam cu Andra și ne întoarcem și mai discutăm aici în studio. Gata, merge Claudia. Gata, Claudia o să cânte ceva pentru prietenii de pe Facebook. A venit de la... De venit? De la Buzău. De la Buzău. A venit de la Buzău? Da. A venit de la Buzău, Cătălin Măruță ne filmează. Și acum ea ne cântă. O melodie din repertoriul dumneavoastră. Musai. Și nu dumneavoastră că mă va juca bătrână. Filmează aici bine. Omul cu suflet curat, râde
chiar de-i supărat. Omul cu inimă bună nu știi cât amar adună. Și? Lucru mare-i omenia, mai de preț ca bogăția. Omenia s-o păstrezi, măi, așa! Mulțumesc, 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 mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Succes! Încă o dată, că n-am dat rec! Ce de oameni acolo, Claudia! În primul rând trebuie să spui cine filma, Cătălin Măruță, da? Da, da, el filma. La sfârșit a încercat să vă mai facă să mai cântați o dată, probabil că i-a plăcut foarte tare cum ați cântat. N-ai avut emoții? Nu am avut emoții, nu m-am simțit foarte bine, m-am simțit în largul meu. Am văzut că era foarte, foarte multă lume acolo. Unde s-a întâmplat întâlnirea? În holul cinematografului. Cei care au venit să urmărească filmul alături de Andra au fost prezenți și au apărut și în filmare. Am văzut-o și pe Andra foarte, foarte relaxată, foarte naturală, foarte destinsă. Ai simțit-o la fel? Da, da. E o persoană foarte bună. Asta am văzut eu. Ați mai continuat să mai stați de vorbă după acest moment? Da, am mai vorbit, mi-au mai dat sfaturi și cam atât. Că era foarte multă lume și aștepta să vorbească. Sunt convinsă că poate la un moment dat drumurile voastre se vor intersecta din nou și vei avea ocazia din nou să-i arăți ce poți tu și cât de frumos poți cânta. Doamne ajută! Ai mai cochetat așa un pic și cu muzica ușoară în ultima perioadă? În ultima perioadă nu, dar în trecut am cântat muzică ușoară, dar mă rog, populară, muzică populară e dragostea. Rămâi la dragostea ta. Da. Bun, vreau să ascultăm Trei focuri arde pe lume. Este ultimul tău videoclip și după ce l-ascultăm o să revenim aici în studioul Campus TV și o să... Două lucruri vreau să-mi spui. Ce planuri ai? Ești clasa 11-a, deci musai că ți-ai făcut deja drumul. Și după aceea vreau să ne spui pe plan al educației, mă refer, și după aceea pe plan artistic, să vedem cam ce ne pregătești, da? Hai să ascultăm Trei focuri arde pe lume, să ne bucurăm de videoclip și pe urmă ne întoarcem. Stinge
Și pentru că am urmărit, Claudia, ultimul tău videoclip, hai să o luăm așa pe linie profesională, da? Ce-ți dorești, ce ne pregătești, pentru ce te pregătești tu? Mă pregătesc fiindcă vreau să particip la concursuri, să încep din perioada concursurilor. Vreau să pregătesc și ceva nou pentru dumneavoastră și o să fie la un moment dat. Așa sper, cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu vreau să dau mai multe detalii, dar o să fie ceva frumos. Eu sunt convinsă că tu aștepți vara, că aștepți florile, că aștepți natura aia de care ne bucurăm cu toții, soarele sus pe cer. Să merg și eu la țară, nu am mai fost de mult și mi-e atât de dor. Te-ai gândit să filmezi la tine la țară un videoclip? Da, m-am gândit și poate în viitor chiar o să fac asta. Cred că o să fie un moment absolut special. O să te simți tu altfel în momentul în care ai să ajungi să cânți acolo. Așa e și este și o zonă foarte frumoasă. Cui ți-ai dori să-i mai cânți? Să cânți bunicilor, să cânți părinților, adică să le dedici o melodie, să iai în versurile tale? Tuturor. Îmi place atât de mult să cânt, încât pentru fiecare persoană aș vrea să am o piesă. Da, eu le cânt oricum tot timpul, dar o să le fac așa și special, cu dedicație. Și pentru că acum știu cu certitudine că ai un frate mai mare, te-ai gândit și lui să îi dedici o piesă, o melodie? Sigur, să pară și el în cântecele mele. Sunt convinsă. Sunt convinsă pentru că e tare cântată dragostea de frate. Îmi povesteai la un moment dat că și aveți o relație foarte frumoasă și n-ai cum să-l scapi. Da. Îi place? Te ascultă? Da, și chiar de ziua mea, el știe că mie îmi place foarte mult fotografia, e o pasiune, o altă pasiune de-a mea și mi-a făcut cadou un aparat de fotografiat și abia aștept să ajung să fac poze la mine la țară, o să le postez pe Facebook, să vadă toată lumea. Să ne bucurăm, să ne bucurăm de ele, vezi? Și atent la detalii. Un cadou mai potrivit n-avea de la cine să vină decât de la el, care îți știe pasiunile și s-a gândit că îți va face mare plăcere să primești un aparat de fotografiat. Iar pe linie educațională, să spunem, clasa 11-a, nu peste mult timp bacalaureatul va bate la ușă, ce vei vrea să faci apoi? Voi continua cu muzica și nu știu ce îmi va oferi viața. Vei transforma, practic, această pasiune într-o carieră. Sigur, da, asta se va întâmpla. Te gândești că vreodată ai să ajungi și la catedră să predai la rândul tău copiilor muzica?
Probabil. Eu nu spun nu la nimic. Nu știi cum te duce viața și ce oportunități. Ți-ai dori lucrul ăsta? Mie mi-ar plăcea. Mie îmi plac foarte mult copiii. Îmi place să vorbesc mult, să le prezint, să le povestesc anumite lucruri. Și de ce nu? Mi-ar plăcea, da. Mi-ar plăcea să fiu profesor. Și m-aș îndrăzni și eu să smulg o promisiune că poate cumva te întoarce tot la Buzău și să ne bucurăm pentru totdeauna de tine. Eu știu. Da, poate. Exact cum spuneai, viața nu știi ce-ți rezervă, da, badea nu știi pe unde te plimbă, da, pentru că la un moment dat va exista și el, da, și surprizele sunt acolo așezate bine de Dumnezeu, sunt convinsă că toate ți se vor întâmpla așa cum meriți, pentru că ești un copil minunat și n-are cum să fie altfel. Claudia, îți urez din suflet, îți urez multă baftă în tot ceea ce faci, să te protejeze Dumnezeu și să fii sănătoasă, că de restul sunt convinsă că vei avea parte, slavă Domnului. Vă mulțumesc mult, doamna Mirela, și pentru invitație și pentru cuvintele frumoase și vă doresc numai bine tuturor. Mulțumesc tare mult! Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii din această seară. Noi vom mai continua un pic aici discuția, dar vom urmări și ultimul videoclip din această seară, Dragostea adevărată, al Claudiei Colniceanu, după care se va închide emisiunea și ne vom revedea luni după amiază. Până atunci, toate cele bune, un weekend minunat vă doresc, la revedere! Meu, ca să afli ce simt eu, măi.
Sper că poate într-o zi te voi putea întâlni, să te strâng la piept.